Não tem que calar mais. Casele și tăi la stadion. Este mingea a doua, Gabi!
Hai, bătut pe bine, Florine. Mai central puțin. Bate sus! Nu te arunci, nu te arunci. Gata. Simplu, simplu! Pleacă! Nu te arunci fără faul, Cili, fără faul. Bravo, bravo. Calm, respira, respira. Haide, Gabi, acolo, Lacu! Coboară aici, vai da Săgane, coboară! Șarpe, să vine scoate aici! Sarge acolo! Ia-și! Domnul ce lucrurea! Hai, Rojen! Ne trăiesc! Gabi să meargă pe cap! Așteaptă, Gabi! Florine! Gabi, să prinzi poarta undeva deasupra capului. Dar nu te grăbi! Centrezi! Așteaptă, nu te grăbi! Așteaptă! Așteaptă-mă puțin! Urcă mai sus, Gabi! Simplu! Margine! Hai Casine, hai Casine! 1-1, haide! 1-1, haide! Bravo, Gogu! Hai Casine, hai! Leco, haide Leco, că nu recuperați o minge, frate! Hai mai sus, Radu! Tot dincolo, haide! Câteva cuvinte despre jocul de astăzi. Un joc bun de pregătire pentru un prilej bun de acumulare fizică. Suntem în perioada în care suntem în perioada de acumulări fizice și sigur pe un teren care nu prea s-a putut etala cine știe ce verități tehnici tactice, am încercat să facem o pregătire fizică prin joc. Sigur, o primă repriză mai bună, după repriza a doua am scăzut puțin turația, sigur, avem vreo 4-5 jucători în probe, vreau să-i mai văd și pe ei. Una peste alta, un antrenament bun reușit. După o săptămână cu 3 jocuri amicale, câteva concluzii se pot trage dacă sunt jucători? Nu vreau să tragem concluzii pentru că rezultatele nu prea au importanță în această perioadă. Am avut jucători în probe, am vrut să văd mulți jucători noi și sigur, rezultatul are mai puțină importanță, dar săptămâna ce vine vom vedea ce urmează, ce jucători vor rămâne și până sâmbătă viitoare o să tragem cu adevărat concluzii pentru constituirea lotului care vrem să-l avem pentru retur. Deci în proporție de 90% vrem până plecăm în cantonament să avem un lot pentru returul campionatului. Probleme medicale? Da, bineînțeles, vedeți și terenul și timpul nefavorabil, ne-a pus probleme din punct de vedere al recuperării jucătorilor, avem medicale, probleme medicale, Timar, Văsâie, Cătălin Bucur, Cosma. Deci încercăm să-i recuperăm și
să putem să avem o continuitate în pregătire. Mulțumesc! Mersi și eu!